Goana după trufe, care se vând la prețuri de până la 3.000 de euro kilogramul, a făcut până acum mai multe victime. Persoane care încearcă să facă rost de produsele considerate delicatese au căzut în plasa polițiștilor. Doar ieri, doi bărbați au fost prinși în timp ce transportau trufe fără documente de proveniență. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru și polițiști din cadrul Poliției Orașului Mătăsari au confiscat peste 750 de grame de trufe care erau transportate cu două autoturisme pe raza localității Motru și Mătăsari, de către doi gorjeni care nu dețineau documente de proveniență pentru trufele transportate. În cauză, polițiștii au luat măsura sancționării celor doi bărbați. Trufele au fost confiscate de la cei doi bărbați care le transportau. Aceștia au fost și amendați cu câte 500 de lei.